Prima casă este luată în vizor de Fondul Monetar Internațional. FMI avertizează că programul reprezintă un risc pentru sistemul bancar și recomandă încetinirea lui. Experții susțin mai exact că avem multe puncte vulnerabile în tot ceea ce ține de consum. Iar BNR vine și cu o soluție, limitarea accesului românilor la credite prin plafonarea gradului de îndatorare la 40%. Colega mea, Andreea Gurban, vă dă mai multe detalii despre acest subiect. Bună ziua! Trăim o supraîncălzire a pieței imobiliare, așa că Banca Națională a României s-a gândit la o formulă prin care să limiteze gradul maxim de îndatorare al creditelor. De această dată, creditele vizate sunt creditele ipotecare și creditele de consum, atât în lei cât și în valută. Important, persoanele care au în prezent un credit nu vor fi afectați decât dacă vor dori să acceseze un nou credit, așa că banca va trebui să le calculeze noul grad de îndatorare. Practic, de la 1 iulie, creditul de consum în lei va fi plafonat la 40%, deși în prezent gradul maxim de îndatorare este estimat undeva la 60-70%. Pentru același tip de credit ipotecar, însă în valută, plafonul va fi stabilit la 30%. Trecem mai departe, pentru creditele de consum în lei, plafonul va fi stabilit la 25%, iar pentru creditele de consum în valută, plafonul fiind stabilit la 15%. Vorbim despre măsuri care se prezintă în cel mai recent raport al Băncii Naționale a României, cu atât mai mult cu cât în cel mai recent raport al experților de la Fondul Monetar Internațional se arată vulnerabilitățile sectorului financiar românesc, printre care un număr mare de credite neperformante, un număr mare de credite ipotecare acordate în ultimii ani și totodată un număr mare acordat de credite de către instituțiile financiare non-bancare.